Tot în ședința extraordinară a Consiliului Local de astăzi au fost aprobate două proiecte care privesc accesarea de fonduri europene în vederea îmbunătățirii actului medical din cadrul unităților de primiri urgențe și din ambulatoriilor mai multe spitale de pe raza județului Iași. Finanțarea celor două proiecte se realizează în cadrul programului operațional 2014-2020, iar medicul Călin Scripcaru a ținut să vină în întâmpinarea ambelor proiecte. Dacă secolul XIX a fost considerat ca secolul în care medicina se practica în așa numitele bolnițe, în mănăstiri, iar secolul XX a fost secolul medicinii spitalicești, trăim un început de secol 21, care va fi secolul medicinei în ambulator. Cred că aceste două proiecte au o semnificație deosebită și un alt beneficiu al lor va fi în mod sigur legat de reducerea numărului de zile de spitalizare în spitalele noastre. Cele două proiecte privesc îmbunătățirea accesului populației din județul Iași la servicii medicale de urgență și asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Iași. Cheltuielile legate de acestea și încheierea unui parteneriat între municipiul Iași și Ministerul Sănătății, Spitalul Clinic Dr. Cei Parhon, Spitalul Clinic de Urgență Profesor Dr. Nicolae Oblu, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria, Spitalul Municipal de Urgență Pașcani, Județul Iași și Municipiul Pașcani.